Bună ziua, copii! Trebuie să intrăm în casă, vă rog. Trebuie să-mi spuneți niște... Vă spun niște întrebări, să răspundeți la ele. Mihai Buitaş, unul dintre ultimii constructori de case de pământ din Banat, a construit în urmă cu 12 ani sălașul din Nădlag, ce poate fi vizitat în incinta muzeului satului Bănățean. În cadrul atelierului de astăzi, el le povestește copiilor despre meșteșugul său. Astea sunt cărămizi nearse. Lumea așa-și construia cândva casele din astea. Sunt materiale foarte sănătoase. Am să vă explic. Deci astea sunt cărămizile care se fac din pământ și ăsta e noroi cu care se lipește. Ca să facă aderență trebuie udat un pic. Ăsta e noroi pregătit, gata cu paie, înmoiat. Are consistență care trebuie. Cu mâna se dă prima dată. Uitați așa. După ce e gata asta, se finisează un pic. Și acum ea trebuie să se usuce. Toată ingineria este aici, în noroiul ăsta. Dacă ați dat mai puțin paie în el sau pleavă sau ce se dă, deja crapă. Casele astea totuși sunt vechi, ele sunt foarte frumoase și sănătoase, vara reci și iarna calde, însă necesită o întreținere mai meticuloasă un pic. Țin minte bunica când scotea afară, tot primăvară se văruiau și atunci de câteva ori la fiecare două săptămâni spoia pe jos. Cu nisip, cu apă, cu cenușă, deschidea geamurile, totul era curat, un aer extraordinar. Dar era muncă. În ziua de astăzi, vedeți că cine mai spoiește casa sau...